sub egida frumosului existențial și sub auspiciile, pe de o parte, ale poeziei, dar și ale artei, în ceea ce privește rolul lor catarsic, terapeutic, iată că astăzi, în această săptămână a floriilor, cum foarte frumos ați precizat, domnia voastră, stimată doamnă directoare, și în proximitatea praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos, această posibilitate ca noi să ne primenim sufletele și să gândim în perspectiva veșniciei prin această sărbătoare pascală, avem astăzi, în această frumoasă, însorită zi de aprilie, prilejul de a contempla. Pe de o parte, contemplăm imaginile poetice din două volume cu totul deosebite. Cel din tâi, intitulat Omri, sugestiv. Poemele acestea, așa cum a precizat doamna directoare, sunt cu un puternic caracter mistic, cu un puternic caracter metafizic și mai ales cu o raportare la ceea ce este specific în cultura, în spiritualitatea și în civilizația orientală. O să și cităm câteva dintre poemele cuprinse în acest volum. Cea de-a doua carte, care este prezentată, lansată astăzi la Centrul Cultural Pitești, se intitulează Caracterul este destin. Vă mărturisesc sincer că am parcurs cu mare bucurie și cu deosebite emoții această plachetă de versuri. Doamna Daniela Voiculescu a făcut lansarea la Muzeul Municipal din Curtea de Argeș, chiar cu prilejul celebrării sau aniversării centenarului Marii Uniri. Ne-am bucurat în mod deosebit și nu întâmplător acest eveniment editorial s-a desfășurat la Muzeul Municipal din Curtea de Argeș, în proximitatea Bisericii Domnești, acolo la umbra basarabilor. Și, de asemenea, cu totul deosebit comparativ cu celelalte volume de versuri ale domniei sale și prin prisma faptului că acest volum este editat într-o ediție bilingvă, în limba română, respectiv limba engleză, grație unei domnișoare profesoare de la Liceul Tehnologic Mihai I, da, Neagoie, din Curtea de Argeș. A făcut o îmbinare fericită între tipologia și personalitatea reginei Maria, care a avut o contribuție decisivă la realizarea înfăptuirii Marii Uniri, dar a abordat-o dintr-o perspectivă cu totul inedită. Dincolo de diplomația, de personalitatea, de gingășia, de naturalețea și de deschiderea ei față de poporul român și de valorile acestuia, a surprins-o și în ipostaza ei de lady, de doamnă elegantă, de iubitoare de tot ceea ce este frumos, de iubitoare de artă, de iubitoare de juvaieruri, de, s-a legat și de aspectele privind vestimentația reginei Maria. Și a surprins-o în această ipostază în niște poeme care sunt adevărate bijuterii de creație literar-artistică. Acum, în ceea ce privește această expoziție de pictură, având ca temă foarte sugestivă și de bun augur dansul culorilor. Dansez în culori, da. Vreau să vă spun că am rămas fascinat în momentul în care domnișoara Andreea a expus aceste creații minunate și pe care și dumneavoastră aveți posibilitatea să le admirați. Într-adevăr, profesia dânsei de psihoterapeut este cea care se reflectă, iată, și în aceste excepționale creații în artă. Bogăția cromatică, stăpânirea perfectă aproape a îmbinării sau a combinării culorilor, dar mai ales mesajele, sugestivitatea,
titlurile pe care le-a ales pentru fiecare dintre tablourile domniei sale. Și nu întâmplător, pentru că iată cum sub egida aceasta a afinităților elective și a complementarității dintre cele două arte, respectiv arta poetică, care se exprimă sugestiv prin imagini poetice, vine ca o completare prin această cromatică și prin aceste imagini sugestive exprimate prin creațiile acestea picturale. Vreau să vă felicit, eu nu sunt istoric sau critic de artă, dar sunt un mare iubitor de cultură și un mare iubitor de artă în genere. Cu adevărat, reușiți să generați emoții estetice în sufletele celor care privesc și contemplă creațiile dumneavoastră și totodată să ne determinați să reflectăm la frumosul acesta ontologic. Și nu întâmplător, repet pentru a treia oară aspectul acesta, în această zi care precede una dintre marile sărbători creștine, și anume Duminica Floriilor. Deci acestea sunt ca niște nestemate sau ca niște bijuterii, ca niște flori, care prin cromatica lor ne determină să devenim mai nobili, să devenim mai meditativi și să ne axăm pe principiul valorilor axiologice ale existenței noastre. Personal vă felicit și vă urez mult succes în creațiile dumneavoastră, în arta aceasta plastică, și mă bucur din tot sufletul că ați ales ca prima expoziție de pictură să o realizați în municipiul Pitești și aici la Centrul Cultural Pitești. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimată doamnă directoare, pentru găzduire și de asemenea vă felicit în numele tuturor iubitorilor de cultură din Curtea de Argeș pentru toate activitățile și pentru toate proiectele pe care atât de frumos și generos le desfășurați în cadrul acestei instituții. Acum voi da cuvântul doamnei Lidia. Ce vreau să vă spun legat de artista noastră? Eu vreau să o felicit în primul rând pentru faptul că a avut curajul de a-și asuma rolul de mesager, deoarece lucrările ei, din punctul meu de vedere, sunt lucrări care nu reprezintă atât pictura, care poate fi limitată. Ea reprezintă cu totul și cu totul altceva, reprezintă vibrația, vibrația sufletului la mesajele universale. Culorile și tot ce înseamnă lucrarea ei, nu este numai simțul culorii, nu este numai, este ceva dincolo de aparențe, știți? A privi, în momentul în care privești o lucrare, de fapt, trebuie întotdeauna să înțelegi ce se află în spatele acelei lucrări. Să poți să gândești atât de profund încât să înțelegi ce a fost în sufletul artistului sau ce mesaj a vrut să transmită. Lucrările artistei, care are un nume atât de însemnat, cu un mesaj atât de profund, Lazar, deci cu învierea din morți, Andreea, de la Andrei, Sfântul Apostol Andrei, care pentru acest teritoriu are o însemnătate covârșitoare, ea aduce ceva unic și vreau să aibă toată încrederea când eu spun asta, că este cu adevărat unică și că este cu adevărat o valoare a picturii universale, să spunem, pentru că din cunoștințele mele pe plan artistic, ceea ce transmite ea, de fapt, este un simbol.
simbolul prin care sufletul trece prin anumite momente, trăiri. Se ridică, arde, plânge, ia foc, este în furtună. Deci este ceva care pe mine chiar m-a uluit, să vă spun sincer. Eu îi prevăd un viitor extraordinar și cu acest prilej vreau să o sfătuiesc ca lucrările ei să nu mai fie atât de mici. Deci ea își poate permite să facă o lucrare de cel puțin un metru sau un metru și ceva pentru a merge la marile expoziții din afara țării și care trebuie valorizate la justa lor valoare. Ce se întâmplă? Să nu uităm că nu întâmplător acest copil, o să spun așa, fiindcă este o diferență maximă între mine și ea, acest copil a avut acest curaj de a pune, de a arăta lumii fețele sau simbolurile sau trăirile sau mesajele pe care toți le primim atunci când închidem ochii, atunci când trecem printr-un moment de meditație. Deci nu este întâmplător că în această săptămână, care este o săptămână de, cum să spun, și un moment ce precede o sărbătoare iluminată, ca aceste lucrări să ne apară și să vorbească, de fapt, despre jertfa Mântuitorului. Fiindcă, de fapt, El este prin noi și noi prin El suntem aici. Și asta nu trebuie să o uităm niciodată, că lumina vine de la El. Și posibilitățile noastre sunt limitate, sunt limitate mai mult de noi, fiindcă omul își alege limitele și dacă vrei, poți. Dacă îmi permiteți, vin și eu cu o foarte scurtă completare la cele spuse atât de frumos și de profund de către dumneavoastră, și anume amintind că ceea ce profetic a rostit marele scriitor rus Dostoevski, cum că frumusețea va salva lumea, iată că se confirmă, mai ales în astfel de ipostaze în care evidențiem, fără doar și poate, frumosul acesta ontologic. Acum îi dăm cuvântul doamnei Daniela Voiculescu. Haideți să facem un test. De unde vine iluminarea? Asta a fost o întrebare pe care mi-am pus-o eu și foarte multe persoane au răspuns, eu cred că răspunsul este din smerenie. Ce credeți? Am dreptate? Așa. Deci, iluminarea înseamnă smerenie. Să știi cum a făcut și Constantin Brâncoveanu, să pui capul pe pământ, să-l lași să-ți fie tăiat, acceptând să mor dintr-o mare credință din nesfârșita iubire de Dumnezeu. Fiind smerit, îți poți iubi vrăjmașul, îl poți ierta, de fapt îi poți arăta calea către rai. Fiind tu un exemplu. Clipa mea de iluminare, clipa care a împletit fericirea cu durerea, a fost la nașterea fiului meu. Acum 25 de ani am aflat ce înseamnă să fii în moarte clinică. O experiență foarte grea. Am văzut viața de dincolo de moarte, dar am simțit și șocul reîntoarcerii. Peste 9 ore am trăit coșmarul cel mai apic al vieții mele. Într-o secundă ajungeam în fundul pământului și tot într-o secundă ajungeam la suprafață. Credeam că nu se mai termină, că îmi voi pierde mințile. Și la trăirile acestea se adăugau imaginile celor trecuți în lumea celor drepți.
și plăpânda luminiță de la capătul tunelului. Atunci mi-am dat seama că doar moartea poate schimba cel mai bine oamenii. Dar doimea materiei își pune și aici cuvântul, în bine sau în rău. Mulți văd moartea, se sperie de ea, nu o pot înțelege, rămân în ceea, în vărecea ei atingere, devin fantome care trec încrâncenate prin viață. Sigur că moartea sperie, dar trebuie să știi de ce ți-a dat întâlnire și dacă ai șansa să scapi de ea și dacă te întorci din tărâmul ei, să faci totul cu efervescența intensității, să depășești prin pofta de a trăi barierele normalității. Trebuie să vă mărturisesc că m-am născut cu o mare sensibilitate și o dorință extraordinară de a afla ce este dincolo de vălul vieții. Și aici fac o pauză, o explicație, așa am văzut-o și pe Andreea. Știam că mi se va întâmpla ceva cu câteva luni înainte, știam și că fiul meu va păți ceva, l-am născut înainte de termen, deci am luptat împreună pentru a supraviețui și poate că atunci sufletele noastre au fost legate de o iubire ce depășește înțelegerea omenească. De fapt, puritatea iubirii ne salvează de la tot ceea ce vine să distrugă. Ura, intriga, minciuna, viclenia, de fapt toate fețele diavolului. Și trebuie să recunosc că în ziua când mi s-a cerut să o ajut pe Andreea, răspunsul meu a fost negativ. Un nu categoric și sumbru. Obosisem. Nu este ușor să ajut să fii un doctor de suflete. Persoana care o cunoștea pe Andreea insista și nu puteam uita acele cuvinte. Doar tu o poți ajuta, la fel cum ai făcut și cu mine. Andreea a avut norocul că eram în perioada Crăciunului și uite, acum sunt în perioada florilor, deci niște perioade încărcate energetic foarte mult și m-a concentrat foarte bine. I-am văzut viitorul, știam că nu va fi ușor pentru mine să o scot de unde era, dar știam rezultatul, o puteam salva. Și peste noapte, Andreea s-a trezit cu mesajul meu, ești bine. Și așa am devenit prietene pe Facebook. Și de fapt așa a început procesul de schimbare al Andrei. Noul ei nume, pus de mine, este Sirius Spiritus. Pentru că este un spirit venit de departe. Este de fapt numele artistului magic care aștepta de mult timp la poarta sufletului ei. Dacă Andreea în 3 luni a realizat atâtea lucrări minunate și nu a venit cu toate, oare câte lucrări se vor naște din palmele ei? Să zicem în 3 ani. Doar eu știu și Dumnezeu cel care a adus-o la mine ca să-i ofer încredere, iubire și susținere. Cam asta trebuie să facem toți, să ne susținem unii pe ceilalți, să știm că trecem prin lucruri extraordinar de grele, exact cum are Andreea o lucrare, se numește Fă pace cu trecerea lor. Pentru că mulți pleacă dintre noi și ajung în alte dimensiuni, acolo unde am fost și eu, și trebuie lăsați în pace. Au alte misiuni, au alte... Și știm bine că ei ne văd, ne aud, da? Așa că și tu, Andreea, e susținută nu numai de noi, dar și de spiritele cele care îți sunt ție dragi și care știu ce drum ai tu de făcut. Acum îți vine ție rândul. Eu când m-am apucat să desenez, a fost de fapt un proces de vindecare și o dorință reprimată, pentru că eu mi-am dorit la arte, dar nu s-a putut. Apoi, ea m-a încurajat, Daniela, să pictez. Fondurile n-au fost, dar au apărut ca prin minune. Am primit culori, m-am apucat de pictat. La început erau mici prostioare, apoi salturi mari. Nici eu n-am știut că pot să fac chestia asta. Și mi-a părut rău, pentru că acum am 33 de ani și... Mulțumesc. Și se putea de acum 10 ani face asta. Iar ce scriu aici este pentru oameni. Aș vrea fiecare să caute în interiorul lui ce-l face cel mai viu în suflet. Aceea va fi cheia, misiunea lui pe pământ de fapt. Nu există reprimare, nu există dacă sunteți în cercuri sau în familie și au zis că nu se poate sau...
nu știu, ori nu vă văd, ori nu sunt condiții, întotdeauna se poate și vă zic de ce. Legile Universului chiar există. Deci legile Universului chiar există, pentru că odată ce am intrat în acest domeniu, am văzut și cât mă costă materialele. Și au fost perioade, poate, când mi-aș fi permis aceste materiale, pentru că am muncit la viața mea, dar nu era momentul pentru ele, bine, și nici nu știam ce pot face. Dar asta zic, materialele au venit la mine. Când am zis, vai, dar cum, că n-am cum, e foarte greu. Deci, mă reîntorc la legile Universului. Legile Universului chiar există, pentru că le-am simțit pe pielea mea. Și atunci aș vrea ca lumea să nu mai piardă timp. Nu mai vreau să faceți ceea ce vi se impune să faceți. Vreau să aveți încredere în voi. Știți vocea aceea interioară? De fapt, acela este răspunsul, dar îl acoperim cu voci mult mai puternice. El este firav. Vocea interioară este firavă. Eu mă pregătisem să citesc tocmai pentru că știam că sunt emotivă și ca așa, dar s-au creat în așa fel niște circumstanțe încât nu știu cât o să se înțeleagă din citit, dar știu că cel puțin poate oamenii o să plece acasă cu un semn de întrebare. Ce vreți să faceți mai târziu? Ce vă spune mama și tata? Sau ce vă doriți voi? Așa, și acum aș începe să citesc. Mulți cred că nu mă vor înțelege, mai ales din cei tineri, că vă că zâmbesc. Sunt doar un mesager. Nu este vorba despre mine sau tehnica folosită. Știu că eram într-un punct în care toată ființa mea striga după vindecare, deși citisem cam tot ce găsisem în decursul celor 3 ani de căutare, deși apelasem la multe suplimente naturale pe bază de plante, deși încercasem chiar și aparatura de ultimă generație. Tot căutând cum pot ieși din buclă, informațiile au venit în sfârșit la mine, prin Daniela. De fapt, noi nu ne cunoaștem pe noi decât prin ochii altora sau prin experiențele trăite, dar reconectându-ne la noi, la dorința sufletului nostru, atunci ajungem la adevărata cunoaștere de sine. Dorința sufletului meu încă din copilărie a fost să... Mi-au plăcut încă din copilărie toate formele de artă, dar, cum am zis, adineori mi-au lipsit încrederea, îndrumarea, așa, și am renunțat la acest vis. Au urmat perioade în străinătate, crezând că viitorul meu va fi acolo. Apoi, la scurt timp, am primit pe o hârtie așa, rece spus, incurabil. Zis, cum, la nu știu cât aveam atunci, 30 de ani? Cum, eu? În fine, nu mai contează. Diagnosticul incurabil. Bun. Atunci a fost un total colaps fizic și psihic. Și au fost 3 ani în care am simțit neputința, perioade în care am fost hrănită cu lingurița pentru că refuzam viața. Așa, dar acum venim la partea cea mai happy. În iarna lui 2018 am întâlnit-o pe Daniela, șamanul meu, care mai întâi mi-a apărut un vis. Pe bune vă zic, mi-a apărut un vis, fără să vorbesc cu ea, am văzut-o doar în poză, deci nu știu ce căutam visul meu. Și la scurt timp mi-a apărut și un mesaj pe Facebook. Îmi spunea, ești bine! Și am zis, wow, ce știe despre mine? Deci, oamenii au complotat la binele meu, cu alte cuvinte. A început un proces de câteva luni, timp în care îmi reaminteam de tot ce îmi lipsea, dar mai ales de joc, magie, exprimare. Revenise încrederea în mine. Nici nu mai știu cum s-a ajuns la pictură. Alt simptom al afecțiunii mele, pierderea de memorie. Probabil că m-a încurajat să fac ceea ce simt, ce îmi plăcea. Așa cum actorul Jim Carrey spunea, îmi lipsea culoarea. Pictam frenetic și am realizat că în 2 luni făcusem un salt, atât în interior, cât și pe pânză. Daniela era confirmarea mea că evoluam pe plan artistic, eram mândră de mine.
Parcă eram într-o transă în care culorile îmi vorbeau. Mă duceau către vibrații superioare, mă ghideau ca niște îngeri, viziunile mele ajungeau pe pânză. Mă deconectasem de la lumea exterioară, doar pictam. Nu-mi doream decât ca totul să fie surpriză pe care să o ofer sufletului meu. Mă abandonasem abstractului. Picăturile deveneau țesătura unei lumi magice. Încoseam propria mea renaștere. Învățasem să iubesc firul fin al vibrațiilor. M-am lăsat ghidată la fiecare amestec de culoare, până la ultimele urme lăsate de pensulă. Voi încheia aceste mărturisiri spunându-vă doar că sunt un mesager. Mă adresez vouă, rugându-vă, indiferent de obstacolele pe care le întâmpinați, să nu încetați să vă manifestați dorința sufletului vostru. Curculbeul se naște doar din visul pur al inimii. Vă felicităm pentru tot ceea ce atât de frumos și emoționant ne-ați transmis, stimată domnișoară Andreea. Și dacă îmi permiteți, pentru că ați făcut o precizare înainte de a da citire materialului scris și v-ați adresat cu predilecție celor tineri aflați în sală, mi-am amintit instant de două formule care au rămas proverbiale. Sunt ca două propoziții determinante pentru cultura omenirii. Și anume, pe de o parte, dumneavoastră v-ați dus la adâncimi, la profunzimi existențiale. Și ne amintim cu toții în acest context de ceea ce spunea ca prima propoziție a umanității Protagoras, grecul, că omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt cum că sunt și a celor ce nu sunt cum că nu sunt. Pe de altă parte, ați făcut o raportare filozofică și metafizică la cognoscere te ipsum. Ați avut un moment determinant, revelator, în care v-ați sondat propriul eu, v-ați ancorat acolo în adâncurile sufletului, existenței, în sâmburele ființei dumneavoastră și v-ați dat seama că trebuie să ne sondăm și să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne descoperim pe de o parte vocația, iar pe de altă parte aceste valențe care sunt native, caracteristicile fiecăruia dintre noi. Și iată cum fiecare ne aducem aportul nostru, cum foarte frumos spunea anterior și antevorbitoarea mea, doamna Lidia Nica, între noi oamenii există un raport de complementaritate. E foarte important. Ne putem armoniza tocmai prin acest raport de complementaritate umană, spirituală, morală, profesională. Da? Și în acest context vă mărturisesc sincer că m-ați copleșit cu emoțiile, pentru că iată că ați descoperit că nimic nu este întâmplător în lumea aceasta, ci totul este proniator. Și vin cu o foarte scurtă completare și cu aceasta și închei intervenția mea, și anume pentru că dumneavoastră puțin mai devreme ați spus că iluminarea vine prin smerenie. Este foarte adevărat. Pentru că dacă îmi permiteți, îl citez pe cel mai mare părinte al secolului al IV-lea, secolul de aur al creștinismului, și anume Sfântul Ioan Gură de Aur. El spunea că smerenia este temelia tuturor virtuților sau este țarina pe care se seamănă toate celelalte virtuți creștine. Da? Iar în tanatologie, pentru că ați amintit de moarte, care nu este decât o trecere într-o altă dimensiune sau într-un alt plan existențial, în acest studiu al tanatologiei, moartea nu poate fi decât, așa cum foarte frumos spunea marele filozof și matematician francez, Blaise Pascal, decât o virgulă în fraza vieții. Acum aș dori să revenim la cele două cărți ale dumneavoastră și să ne explicați câte ceva și despre Omri, dar și despre caracterul Este Destin. Bun. Omri este un titlu care vine din arabă. Se numește Viața mea. Târziu, după ce am editat cartea, am văzut că există și un rege care se numește Omri. La mine titlurile trebuie să vină, să se lipească nu numai de minte, ci și de suflet, și în momentul în care s-au lipit de suflet știu că trebuie să le dau drumul în lume. O să vă citesc o poezie, se numește Din dulceața singurătății.
Rodia se strânge, noaptea o străpunge, visele ei curg, murmuri din adânc, de scântec furat, foame de pirat, vodcă pentru tigri. Pușkin, Esenin, Gogol, Dostoievski, păsările trec, păsările vin, păsările speranțelor, păsările lacrimilor, păsările rotunde și fine, pânze de păianjen, se leagă în prezentul, toamna arde, lumânare de scorțișoară. Cele mai frumoase melodii sunt cântate de cele mai vechi viori. Elucubrație de amor, rece și greoi, hematit amintind de Rusia. Noiembrie, tango și delir, frunze și petale strânse de sedir, din visele pe unde trece doar luna de cașmir. Colier târziu cu fluturi pătimași, șuier de carneol, destrămând patima unui cocktail arzător, libertate cu ninfe. Ochiul meu în ploaie, de scânte cu flaut și chitară, carmă ce-mi stă pe piept, moale și parfumată, urmă de sahară. Te știu ca pe o dună de nisip, te știu, clepsidră ce numeri poemele mele de dragoste, te știu, fără să știu, extaz de oază, ușor și tandru, cerc dintr-o frunză de palmier albastru. Cu permisiunea dumneavoastră, în primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că ați ales un titlu atât de frumos și de sugestiv. Caracterul este destin. V-ați inspirat din Friedrich Nietzsche. Este citatul preferat al reginei Maria. Ea avea o predilecție pentru literatura universală, dar mai cu seamă pentru filozofie. Și unul dintre filozofii preferații ai reginei Maria a fost chiar Friedrich Nietzsche. Dincolo de nihilismul lui și forma aforistică, rămâne unul dintre mari filozofii ai lumii și sistemul lui rămâne referențial în domeniu. Și exact așa este. Pentru caracterul este destin și iată cum... Vi se potrivește și dumneavoastră, distinsă domnișoară Andreea. Aș vrea să dau citire unui poem care mie mi-a plăcut în mod deosebit din acest volum, și anume care se și potrivește și se pretează acestui moment. Se intitulează sugestiv Vanilie și flori de Bach. Haideți să trecem cumva și în sfera aceasta a muzicii, da, a remediilor, pentru că dincolo de cromoterapie, avem și melo sau muzicaterapia, da? Vanilie și flori de Bach. Privesc prin pentagrama lui Mai, verde înfiorător, mistic, un izvor de malachit, curgând liniștit printr-un fel de dragoste în coajă de avocado. Și sunt sigură că și karma vrea să mângâie sânii îmbătați cu vise de vanilie. Sunt femeia dintr-o virgulă, pletele mi duc poeme cu inimi de cai în galop, o altfel de muzică pognind de dor și miros de flori de Bach. Sunt cea care îți iese în cale zâmbind, șuvoi de pământ pus într-o liră, fără somn, ploaie cu duioșie, învârtindu-ți timpul rămas prin clepsidra unei nopți violet. Excepțional poem. Mai este un poem aici căruia aș vrea să-i dau citire. Foaie verde ectoplasmă. Am avut toate șansele să nebunesc. Durerile mi-au înflorit pe Marte, pustiurile m-au făcut cruce, o privire dintr-un vechi cult umbric, fulgerul m-a urmărit ca ochiul unui cal înaripat. Am inventat roata și inelul, fereastra și visul, rubinul l-am luat din gura unui leu. 5 plus 5 minus 5, al cincilea dintre cei șapte, o întoarcere, o tăiere cu farfeca, limbă de câine negru, iască și coajă de gutuie, filosofie, karmă cu cioc de acvilă,
soldat, strigăt, binele se putea face și nu s-a făcut. Ei s-au ascuns după perdele, mov, fluier, vioară, flaut, chitară, trompetă, contrabas, căpșuni, piersici și mănuși cu spirale în loc de degete. Asta nu se poate. Și Gabriel a venit. De auzit te-am auzit, dar acum ochii mei te văd și inima mea te simte. Hai, învață-mă să-ți vorbesc despre dragoste. Anubis mai speră să afle rugăciunea pietrelor de la Stella Maris. Hai, inimă de regină, urmă de dor, a venit timpul să-mi cânți despre fântână. Și aici fântâna ne amintește de ceea ce marele nostru poet, filozof Lucian Blaga o spunea atât de sugestiv și ca un îndemn pentru fiecare dintre noi: sapă, 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 frate, până ce vei da de apă. Adică întotdeauna să ne sondăm în adâncurile noastre, pentru că am tot amintit de perioada aceasta prepascală a bucuriei și luminii marelui praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să știți că, într-adevăr, totul pornește din interior, din sâmburele ființei, din cugetele cele mai adânci și din simțirile cele mai profunde. Pentru că împărăția cerurilor se află în inimile noastre, deci nu în afara noastră. Și n-am spus-o eu și nici un mare cugetător al lumii, ci a spus-o chiar Fiul lui Dumnezeu. Deci trebuie să reținem și să luăm ca un îndemn biblic cu valoare de certitudine și de adevăr absolut. Împărăția cerurilor se află în inimile noastre. Vă mulțumesc! Vom încheia cu doamna Lidia Nica, pentru că dânsa a reformat și ochiul acesta de critic artistic, dar eu știu că are și vaste preocupări literare, istorice și mai ales teologice. Am avut prilejul să conversez cu domnia sa și vă mărturisesc sincer că am rămas foarte profund impresionat, pentru că am avut prilejul de a conversa pe diferite teme de cultură generală cu o multitudine de persoane și de personalități, dar dânsa, fără a o flata, m-a fascinat. Are atât de multe cunoștințe legate de marile religii ale lumii și reușește, prin meditație, să surprindă acele aspecte de finețe, de subtilitate teologică și în ceea ce privește religia creștină. Vă felicit, stimată doamnă Lidia, și vă mărturisesc sincer că sunt deosebit de onorat să vă fiu prieten de suflet și colaborator la acțiuni culturale și artistice. Vă dau cuvântul. Asemenea, vă mulțumesc din suflet. În primul rând, aș vrea să spun ceva ce trebuia să spun de la început. Aș vrea să spun că există în sală un înger care a dat naștere unui înger, mama domnișoarei, fiindcă să nu uităm niciodată rădăcinile ajută copacul să crească. Niciodată, indiferent unde te duce viața și indiferent ce ar interveni între noi și părinții noștri, să nu uităm că datorită lor și bunului Dumnezeu existăm. Acum am să citesc, fiindcă eu personal n-am cunoscut-o până astăzi pe ilustra noastră poetă și acum răsfoind am găsit o poezioară în care am găsit ceva. Am găsit păunul care este un simbol precreștin al religiei. Primii creștini, alături de pește, foloseau și păunul. Apoi s-au spus că ochii care sunt pe penele păunului reprezintă mai multe biserici și mai multe posibilități de a-L venera pe Dumnezeu și lumina Lui.
au asemănat pe unul cu pasărea Phoenix, care iarăși se regăsește în lucrările mele, bineînțeles, și pe unul și pasărea Phoenix, renașterea din propria cenușă și viața dincolo de moarte. Acum am să încep întâmplător, nu știu, așa, fiindcă emoțiile am și eu ca fiecare. Poezia se numește Farmec parfumat, este din 10 mai 2017, ora 21:21, fiindcă vorbim aici despre un numerolog, pentru care orice cifră contează. Ciocolata mea cu aromă de mosc, liniștea mea si de fie, mătase roz ce mi-nvelește inima, Taj Mahal gâlbui ce plutește între cer și pământ. Tipsie de poveste care are gravat un păun dulce ca ambra. Ești dragostea mea cea mai frumoasă, Maharajah ce caută minunatul verde. Ce se va întâmpla cu păunul sclipitor? Un vrăjitor își contemplă păunii. Fum albastru, pian alb și simetrie. O pană de păun. Legământ de iubire între bărbat și femeie. Martor. Ochiul din pana de păun în lumina lunii. Smaraldele scriu. Visele sunt țesături fine de perle. E prea târziu să te mai văd. El și-a împletit pana de păun pe brațul meu, luând o formă de curcubeu. Frunzele de iedere ne cheamă. Cântecul sublim al mierlei, flaut, afrodisiac și cosmic trece prin timp. Regi și regine, cristale și inimi din lemn de tei, lacrimi de bucurie, Times of India, Taj Mahal gălbui ce plutește între cer și pământ, ca ambra. Mulțumesc! Pentru participare, sper că v-am înflorit sufletele și parfumul să-l purtați foarte mult timp de acum încolo cu dumneavoastră. Este parfumul inimii. Toate cele bune și să avem un Paște așa cum ne dorim fiecare, plin de lumină.